Cred că pot să recomand filmul asta. dar nu trebuie să știi cine e regizorul. Că el e mai controversat așa. Melancolia din 2011. Da, ăsta e al treilea film cu spațiu de care discutăm săptămâna asta. Până acum am discutat de Contact sau Moon. Recomand și acele reveuri, recomand și acele filme. Entuziasm pentru melancolia. Hmm, două aspecte aici unul la mână. Toată viața l-am nu i-am spus melancolia. avem iară un caz de Requiem fără Dream pe care l-am confundat cu Echilibrium și ăsta e iară un caz din ăla. În loc de melancolia mă gândeam la Magnolia, care și ăla este un film, Magnolia. E, am încercat să-l văd și pe ăla după ce am văzut ăsta. Am zis, hai mă să mă conving, nu le văzusem pe niciunul. Ha, dar e un film de 3 ore, mega haotic, e care e fără dream. Nu cred că e rău, vreau să-mi spuneți voi dacă l-ați văzut. Probabil o să-l văd la un moment dat, dar ăla nu este un easy watch. Ok. N-a ajutat nici că la începutul filmului Melancolia scrie Magnolia Pictures. Are you fucking with me? Bun, și altă chestie ar fi că e făcut de Lars von Trier, un regizor pe care îl știu și tot timpul interesat de munca lui. Pentru mine Lars von Trier e, e regizorul ăla mai dubios, gen cum e al modovar, mă intrigă, dar nu știu dacă o să-mi placă toată munca lui, știi? Almodovar mă prinde cu filme ca The Skin I Live In, parcă se numește, sau Pen uh, Pain and Glory, Lars von Trier mă prinde cu anumite filme, în special The House of Jack Build, unul dintre filmele mele preferate, dar munca lui e ușor dubioasă. Melancolia nu e, nu e chiar în realmul ăla, știi? E un easy watch, aș putea spune, pe alocuri. Pe alocuri, că sunt momente și în filmul ăsta. Când vine vorba de poveste, nu... Ah, e un pic greu să vorbești de filmul ăsta fără să dai spoilere sau câteva chestii. Deci o să încerc să nu-ți spun foarte multe, dar cumva să te fac investit sau curios. Știi să-l vezi. Filmul începe cu o nuntă. Nunta este a lui Justin, a jucată de Kristen Dunst. E o nuntă mare e o petrecere, se căsătorește cu Alexander Skarsgård, până și tata lui Alexander Skarsgård, stellen Skarsgård, îi la nuntă. Vine și omul din 24, Kiefer Sutherland, și el îi la nuntă. Și clar, o nuntă mare, e la un fel de conac din ăsta, știi, totul e mega frumos acolo, dar ea nu se simte bine. Și îți dai seama din punctul ăla că e ceva în neregulă acolo. Și filmul spune că orice ar încerca oricine, ea mai are și o soră, de exemplu, nu au cum să o facă fericită pe termen lung, să zic așa, pentru că suferă de o depresie cronică, cel puțin asta am înțeles eu. Sunt momente când, da, e foarte frumos, sunt fericit aici și după aia, bang, e în cadă, nu știe ce face cu viața ei și nu o mai ridică nimeni de acolo, știi? Și bun, asta nu o să fie chiar un easy watch. Aia am zis că sunt momente când nu sunt chiar un easy watch pentru că vezi că sunt mulți oameni care se învârt în jurul ei, de la soțul ei, la sora ei, la soțul lui sora ei, la tata lui, nu mai știu cine. Deci sunt multe componente care toate se învârt în jurul ei și ea nu acționează, nu, nu mișcă foarte mult pentru că e în starea asta de știu ce faceți, dar nu funcționează. Dar filmul vrea să te lovească cu altceva. Cam după o oră. Spune, da, a fost munta asta, ai înțeles ce se întâmplă cu femeia asta, nu? Da. Surpriză. Mai apare o planetă. Ai dă-mă, dracu. Aparent, E un eveniment unde o planetă o să treacă pe lângă a noastră. Și cam atât. O să vă las aici. Îmi pare rău că, na, nu pot să-l laud anumite aspecte ale acestui film pentru că dau spoilere. Dar în același timp, cum e mai bine să-l laud și să spun multe chestii care mi-au plăcut sau au fost executate superb în filmul ăsta și după aceea voi să spuneți, mi-ai povestit o filmul, m-am mai uit? Pentru, ce pen, pentru mine e important ca tu să te uiți la film, știi? Și atunci vă las aici. Cred că v-am spus destul. Când vine vorba de actor, deja am menționat câțiva. Kristen Dunst, foarte interesantă și știu că a avut o perioadă după Spider-Man și toate astea. Și aici clar a fost uh, perioada aia ei, știi? cum vorbeam de contact cu Jodie Foster, așa aș putea spune și aici, nu mi s-a părut rea deloc, au fost momente în astea de tensiune între ea și sora ei, între ea și soțul sora ei, deci eram, hmm, mă, are ceva, stai că nu e chiar așa, știi? Sora e jucată de Charlotte Gainsbourg, pe femeia asta ai mai văzut-o în filmele lui Lars von Traer, uh, când o văd într-un film, mă gândesc, asta e un film de Lars von Trier? Tot timpul o asociez. Dar joacă bine, deci nu, 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 pot să zic că nu. Și ea nu are depresie și e foarte greu pentru ea să o facă pe ea fericită, dar în același timp să-l facă și pe soț fericit, în același timp pare și un copil. E clar că ajunge într chiar ajunge într-un punct în care am obosit, știi? Restul, nu știu, de exemplu, familia Scarsgard, Alexander Scarsgard, care cu el se căsătorește sau Stella în Scarsgard, buni, dar apar puțin. Apar în bu prima bucată a filmului, știi cât e nunta aia, și atunci, da, îi știu, îți buni și au făcut treaba, au făcut să meargă filmul în perioada aia a filmului, dar atât. Nu, nu am mari laude. Și așa aș putea spune despre alte personaje, de exemplu mai este încă un actor care e tatăl ei sau mai este o actriță care e mama ei și, și, și ăștia doi au făcut să meargă treaba în bucata aia a filmului, știi? Că după aia se întâmplă chestii. La sfârșitul zilei Melancolia este un film diferit în genul lui, atât o să spun. Nu pot să spun care e genul lui știi, aia e vezi, să vorbești despre filmul ăsta eu știu, eu am înțeles ce se întâmplă a fost super fain uh, apreciez, sunt niște shot -uri. la începutul filmului făcute, cred că special pentru intro filmului care, într-un fel sau altul vă uitați voi vă dați voi seama, nu vreau să vă spun eu filmul, dar uh, frumos, frumos vedem vede al Lars von Trier și vă spun o chestie, el are chestia asta unde face niște shot niște cadre, de ești, holy fuck deci e magie, știi deci are niște încadrări și se joacă cu o lumină, cu efecte speciale, ești băi, dar după aceea intrăm într-un stil mult, eu îl numesc mizerabil murdar dar um, unde e filmat, handheld știi, ține camera mână, mai dă un zoom, știi, pe fața lui așa, și ești Ok. Înțeleg. Nu se vede oribil. E un galben, după aia filmul se switch la un verde albastru, ceea ce am început deja să mă obișnuiesc și The House de Jack Build e alt stil. Nu e chiar așa, dar și ăla e un pic diferit. Când te uiți la un film de la Lars von Trier al Moldovar și mai sunt câțiva, ești, ok, pornesc într-o călătorie vizuală aici. Actorii și-au făcut treaba și povestea v-am nu pot din păcate să vă spun foarte multe despre ea, dar respect ce a făcut în genul filmului, ceea ce na, o să înțelegeți când vedeți filmul. Nu îs, uh, povești cu un tată erou care se luptă împotriva evenimentelor, atâta o să spun. Nu îți povești cu nave uh, spațiale sau pe apă, nu, e un Film simplu, destul de încărcat, mai ales în prima parte, dar în gen, bă, dacă ai fi tu în situația aia, și ești, dar chiar dacă aș fi, dar cred că ar trebui să vezi melancolia. Vezi că prima oră o să fie un pic de uh, hard watch. Dacă treci de prima oră, ești ok. Eu nu am avut neapărat probleme, dar am luat o pauză după prima oră aia, pot să spun. Am luat o pauză, am zis, ok, mă duc să beau un pic de apă, să mă mai mișc un pic din pat și mă întorc înapoi. Dar uh, pentru mulți vă, vă ce film asta e, mă uit de o oră la o nuntă, ești nebun? Dacă treci de partea aia, ești good, all good. Nu că partea aia ar fi oribilă, dar văd de ce mulți oameni ar opri filmul acolo și e păcat, că nu știi ce e mai departe. Nu știi cât e de frumos. Ah, asta e ultimul film cu spațiu pe săptămâna asta. Nu știu când o să mai văd altele, dar să spui ce ai văzut din toate astea. Contact, Moon sau astăzi Melancolia. Lasă-mi în secția de comentarii. Și desigur, ce crezi despre Melancolia fără să dai spoilere. M-am abținut eu intenționat acum atâta timp. Nu face tot. Ascunde ce vrei să spui, hai că ești băiat sau fată inteligent sau inteligent, hai. Subscribe! Ah, melancolia primește scut complet. Și acum, subscribe! Dacă vrei să devii locuitor.